Dumnezeu Tatăl, împreună cu Domnul Iisus și cu Duhul Sfânt. Amin. Amin. Scumpii mei frați și surori, am cântat o cântare în care, într-adevăr, să vedem măreția și puterea lui Dumnezeu, slăvit să-i fie numele. Amin. Aici este locul unde vin cei frământați, cei îndurerați, cei loviți în soarte, cei îngăduiți să treacă prin încercări și necazuri, după cum ne spune Scriptura. Dar e un lucru foarte important să înțelegem că aici este locul unde îl găsim pe Dumnezeu. În orice loc pe pământ, dacă doi sau trei să strâng în numele Domnului, pentru numele Domnului, acolo e prezent Dumnezeu, slăvit să-i fie numele. Aș dori în această seară să binecuvântăm prezența Domnului în mijlocul nostru și să spunem din toată inima, cum se spunea de dimineață de către fratele Vasile din Psalmul 67, Dumnezeu să aibă milă de noi și El să ne binecuvinteze. Amin. Am dorit în această rugăciune să venim cu mulțumire și recunoștință înaintea Domnului. Să spunem ca și omului Dumnezeu Daniel, care în capitolul 9 spune că și-a întors fața spre Domnul să-L caute. Haideți în această seară să ne întoarcem fața spre Domnul, să-i spunem: Doamne, îți mulțumim că ești aici. Amin. Îți mulțumim că ne-ai dat posibilitatea să fim în prezența Ta. Amin. Acum Te rugăm, ai milă de noi. Amin. Lucrează cum găsești cu cale. Amin. Doamne, în locul acesta sunt mielușei, sunt oițe, sunt oi. Arată slava, Doamne. Amin. Întinde-ți mâna și însoțește rugăciunea, Doamne, cu putere. Însoțește cântarea cu ungere, predica. Și lasă numele Tău să fie proslăvit. Și în toate El să fie lăudat de acum și până în veci. Amin. Așa cum stăm, ne rugăm.